Ziua păcălelilor este o tradiție în care oamenii se amuză făcându-și unii altora glume sau păcăleli. Acestea pot varia de la inofensive și amuzante până la cele mai elaborate și creative. Uneori, întreaga zi poate fi plină de surprize și momente amuzante, iar mulți oameni își planifică păcăleli speciale pentru prieteni, colegi sau membrii ai familiei. În ultima vreme în țara noastră s-au înaintat și s-au aprobat mai multe legi care să vină în beneficiul cetățenilor. Astfel, pornind de la acest lucru, cum ar fi dacă Parlamentul ar adopta o lege surprinzătoare care ar schimba modul în care oamenii interacționează în spațiile publice, și anume legea zâmbitului obligatoriu. Această lege nu există deocamdată în propunerile legislative, dar pentru că este 1 aprilie, vrem să aflăm ce părere ar avea călărășenii și în ce impact ar avea o astfel de lege asupra lor. Parlamentul a propus o lege surprinzătoare care va schimba modul în care oamenii interacționează în spațiile publice. Legea se numește Legea Zâmbetului Obligatoriu. Ce părere aveți despre ea? Excelentă, excelentă. Îmi place. Conform acestei legi, toți cetățenii sunt obligați să zâmbească atunci când se află în spațiile publice. Îmi place. Și de ce anume vă place această lege? Pentru că sunt oamenii destul de încruntați, sunt destul apăsați de probleme. Merită. Plus că și în mijloacele de transport. E urât, dar dacă e, poți să o faci și fără lege până la urmă. Deci sunteți de acord cu astfel de lege, dar... Lege în sine nu, dar ideea e bună. Cei care... În public, excelent. Păi tocmai asta, de asta spun, legea nu e nimic. Și cei care nu vor face acest lucru vor fi sancționați? Cum nu se poate așa ceva, e aberație totală. Da. Amenziile nu sunt chiar... Lasă-le, dar nu asta pecuniară. Problema e că e urât. E urât să fii obligat să zâmbești. Zâmbești cu plăcere. Vezi o domnișoară frumoasă, vezi un domn îmbrăcat frumos. Merită. Astăzi este 1 aprilie. Știu că-i păcăleală, știu că-i păcăleală. Vă mulțumim frumos. Știu că-i păcăleală, am și glumit de asta, m-am și uitat la băie. Hai să aveți o zi bună. Dar ar fi bine, nu? Să zâmbim tot timpul, să zâmbim, să ne zâmbim, cum să nu, e o plăcere. E o plăcere, ce? Legea e... Ce părere aveți? Nu știu ce să vă spun. Să zâmbim obligatoriu? Obligatoriu. Nu, zâmbim obligatoriu, zâmbim, dar anumite glume, dar anumite... Dar era nevoie de o astfel de lege? Nu știu, nu mă pricep, nu... Da. Considerați că dacă oamenii ar zâmbi, ar fi mai multă empatie? A zâmbi, da, e mai bine, este o stare de bine, adică... Toată ziua să umblăm încruntați, cât de cât. Da. Și este nevoie de astfel de lege obligatorie? Lege? Nu știu dacă e lege. Ce zâmbim? Cei care nu vor zâmbi vor fi sancționați. La comandă zâmbim. Când trebuie să zâmbim? Este obligatoriu. Obligatoriu? Nu putem, nu avem cum să zâmbim obligatoriu. Cum să zâmbim? Degeaba așa? Astăzi este 1 aprilie. Da, e păcăleală. Da. Mulțumim frumos, o zi bună. Doamne ajută, sănătate multă vă doresc. Nu, obligatoriu nu. Dar această lege a fost înaintată. Sau dacă ești bine dispus, că fiecare face după bunul plac și după cum... Nu așa obligatoriu să stau să râd pe stradă. Păi așa este, că nu... Astea sunt legile. Am înțeles, dar... Și dacă se va aproba, ce părere ați putea zâmbi obligatoriu? Se aprobă pentru cine poate să râdă degeaba, dar eu una nu pot să râdă o mană așa. Zâmbesc acum că mi-ai pus o întrebare care a zâmbit, că nu o știu, nu știu ce să răspund. Păi da, dar persoanele care vor fi observate că nu vor zâmbi, vor fi sancționate. Valor, fiecare cu... Și sunt și niște... Persoane care râd degeaba, deci nu trebuie neapărat să fie vreo lege sau vreo... Fiecare cum se simte cu... Deci dumneavoastră ați fi cu totul împotriva acestei legi. Sunt de acord cu fiecare cu ce simte. Dar era nevoie de o astfel de lege? Nu. Este nevoie de alte legi, dar de asta nu. Să facă legile care trebuie făcute, nu să zâmbim și să zâmbim degeaba, de pomană, de ce? Cine este 1 aprilie. Poftim? La păcăleală. L-ai pus să și filmeze? Să rămână. Bravo, mă, ne facem mășirici. E foarte bine, așa îmi place, uite, vezi, zâmbesc. Bravo, mă, păcăleală 1 aprilie. Așa, canal. Bravo. Eu cred că fiecare râde, zâmbește când se simte bine, nu? Deci, conform acestei legi, cetățenii sunt obligați să zâmbească peste tot. Nu sunt de acord. Unul, dacă are o problemă, cum să zâmbească?
Oamenii care nu vor zâmbi vor fi sancționați și se pare că sunt niște sume... Categoric nu sunt de acord. Credeți că era necesar o astfel de lege? Nu, avem nevoie de mai multe. Alte legi mai importante. Sunt foarte multe care ne trebuie, nu legea zâmbită. Nu, e de aceea, cred că ca să ne distragă de la... Nu, e o lege care la momentul ăsta chiar nu trebuie. Deci dacă s-ar aproba, nu ați fi de acord cu ea? Nu. Credeți că s-ar întoarce oamenii împotrivă pentru astfel de lege? Normal. Fiecare e liber să râdă, să spună, să cânte, să facă ce vrea. Dar nu obligatoriu? Dar nu obligatoriu, bineînțeles. Unul, dacă se simte să zâmbească, zâmbește. Unul care se vine să plângă, plânge. Fiecare... Deci nu sunteți de acord? Nu, categoric. Niciodată nu ați fi de acord? Niciodată. Deci nici acum, nici nu, pe viitor? Nu. Este 1 aprilie, vă mulțumim frumos. Ce? Legea zâmbitului e obligatoriu? Obligatoriu, da. Hai, conform acestei legi, toți cetățenii sunt obligați să zâmbească atunci când se află în spațiile publice, inclusiv în mijloacele de transport. Am important, da, am important numai și numai negativisme. Nimic popular românește. Ce îmi prezintă smile? Eu să zâmbesc. Zâmbesc dacă interiorul meu e mort. Cum să zâmbesc? Da? Păi și dacă este obligatoriu, ce facem? Unii obligatoriu. Va fi obligatoriu? Păi, după ce o votează, da, o să le trimit poza mea plângând, nu râzând și zâmbind. Am plecat. 1 aprilie, zi frumoasă și 1 aprilie fericit să aveți. Am uitat, astea erau românești adevărate. Înțelegi? Glumele, dar a zâmbi, poți să zâmbești cu dinții, voi vă iubiți cu, așa spuneți, voi mă iubiți cu buzi, eu iubesc cu sufletul. Dacă ați fi dintar, nu ați puteți mă mânca. Deci cam așa e. A plecat băiat. Nu v-a băgat nimeni, nu? Nu. Noi legea zâmbitului e obligatoriu? Da. Bine spus, chiar obligatoriu este. Sunteți de acord să fim obligați să zâmbim în spațiile publice? Nu. Persoanele care nu sunt de acord și nu vor zâmbi vor fi sancționate. Deci, în momentul când zâmbești trebuie să simți ceva ca să zâmbești, nu? Deci nu poți să mergi pe stradă doar să zâmbești la... Apropo, m-am certat cu cineva mai devreme pe bună dreptate. Și cum să zâmbești, înțelegeți? Deci zâmbești când unde se poate zâmbi. Eu v-am înțeles, dar dacă va fi obligatoriu, ce vom face? Nu știu, asta ar fi chiar culmea, să fie obligatoriu să zâmbim. Hai să... niște aberații. Mi se pare. Era nevoie de o astfel de lege? Nu. Nu. Considerați că le lipsește oamenilor empatia? Da, da consider. Păi, păi da, da, nu poți să-l obligi pe om să zâmbească, să râdă ca puncte-puncte. Pe stradă, nu? Nu sunt de acord. Deci să nu fie obligatoriu. Nu, da. Zâmbim când simțim că trebuie să zâmbim. Este 1 aprilie, vă mulțumim frumos. Și noi la fel. La revedere. A fost o păcăleală. Ok, nu-i problemă. Vă dați seama că ar fi abs. După care am avut mai devreme, e bună și o glumă dintre astea. Da. Mulțumim, zi deci am răspuns bine.